Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la o nouă etalare de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Astă seară vom face o etalare cu trei variante de răspuns, în care vom răspunde la întrebarea care sau cine este persoana cu care vă veți căsători. Un detaliu, două, trei, câte se arată despre persoana asta și să vedem cu ce răspuns vă veți identifica. Și începem cu numărul 1. Cine este persoana cu care voi vă veți căsători? Nu e obligatoriu, dar poate să aibă semnalmente, deci soare, lună, ascendent, un stelium, 4-5 planete, etc., în semn de aer sau de apă. Deci vărsător, balanță, gemeni sau pește, rac, scorpion. Apoi, nu aveți o persoană specifică neapărat cu care să vă căsătoriți, aveți mai multe variante, cel puțin două, dar clar o să alegeți cu sufletul și persoana asta vă va alege cu sufletul și în final veți avea o relație foarte, foarte frumoasă în care iubirea și sentimentalismul vor prima. Nu va fi o chestie doar de complezență sau hai să ne căsătorim să nu rămânem singuri sau strict de pasiune și apoi se termine pasiunea să nu mai rămână nimic. Nu. Pur și simplu va fi vorba de iubire, de afecțiune, de a fi aproape emoțional celuilalt pe parcursul anilor. Cărțile astea din cele două nu putem ști neapărat dacă va fi o relație pe viață, dar pe termen mediu spre lung, cel puțin, sigur. Și atunci e o etalare foarte bună. Da? Dar, cum ziceam, de principiu nu e o singură persoană cu care vă puteți căsători. Oricum, niciun om de pe planeta asta nu are niciun caz doar o variantă de căsătorie, doar persoana asta și atât, nu mai nimeni altcineva exclus. Toți avem zeci, sute de variante în decursul vieții. Cu multe dintre ele nici nu ajungem în contact cu aceste persoane, tocmai pentru că ne stabilim deja la un suflet pereche sau, mă rog, la o relație satisfăcătoare sau la o căsnicie satisfăcătoare. Dar ideea este că Universul niciodată nu le lasă pe din afară. Oricum, ideea este aici că cumva cam în aceeași perioadă, o să fie 2-3, dar probabil 2 bărbați sau două femei la care o să vă gândiți, o să aveți relația adusă la un anumit nivel cu fiecare dintre cei doi, dar în final, cum ziceam, veți alege iubirea și iubirea vă va alege pe voi. Da, deci cam așa se vede. Oricum, persoana asta este și logică și analitică, dar și sufletistă. Este și sinceră, dar are grijă și să nu rănească prin vorbe. Uneori este poate puțin nehotărâtă, dar nu contează atât de mult dacă în final ia decizia cea bună. Da, cam acestea ar fi câteva detalii la etalarea numărul 1 despre persoana cu care vă veți căsători. Haideți să vedem acum etalarea numărul 2. Ce a ieșit aici? Aici sunt energii diverse de pământ și de foc. Da, data trecută la prima etalare am avut apă și aer. Aici avem pământ și foc. Bun, deci avem Săgetător, Leu și Berbec, zodiile de foc, care se relevă în 4 de bâte și Taur, Capricorn, Fecioară în 9 de pentacule sau 9 de monede. În acest caz, oricum ar fi, va fi o relație sau o căsnicie satisfăcătoare, care vă va împlini la toate nivelurile, inclusiv la nivel material, la nivel de călătorii, la nivel de, nu știu, de a avea un copil, animale pe care să le creșteți împreună, afaceri pe care sau proiecte de tot felul pe care să le construiți și să le duceți la un nivel expansiv, extensiv împreună. Da, deci aici să văd și niște chestiuni pe misiune personală comună. Bun, persoana asta, cu persoana asta clar puteți avea o familie în sensul clasic, în special în sensul clasic.
dar nu o să lipsească nici pasiunea, nici eleganța abordărilor și așa mai departe. Persoana cu care vă veți căsători, cum ziceam, va avea aceste aspecte de foc și de pământ, nu întotdeauna, dar în cele mai multe cazuri. Și cum ziceam, dacă nu este zodia sau ceva, eventual are un stelium, ceva, nu știu, 4-5 planete prin fecioară, prin capricorn, prin ceva. Cert este că persoana asta poate fi uneori controlatoare sau să țină de lucru să meargă așa cum își dorește, etc., dar nu face neapărat cu intenție. Oricum ar fi, va trage lucrurile într-o zonă conservatoare, într-o zonă stabilă, într-o zonă în care să simțiți ambii mulțumire și împlinire. Poate în primă fază va părea că trage mai mult pentru sine, în relația asta, pentru propria împlinire, dar, de fapt, cumva veți ajunge la părerea că împlinirea unuia e și împlinirea celuilalt și atunci e cu atât mai bine, adică nici nu trebuie să existe în cazul în care aici sunt cazuri unde lucrați împreună sau ceva, nu trebuie să existe neapărat competiție sau ceva între voi, pentru că dacă îi va fi bine unuia, îi va fi bine și celuilalt prin extensie, pentru că oricum veți fi împreună și banii, bunăstarea, succesul respectiv se vor reflecta din partea unuia spre celălalt. Cu alte cuvinte, este o relație frumoasă care se întrevede aici și unde și dumneavoastră, la rândul vostru, vă veți simți foarte bine, veți simți și bucuria de a fi. Veți avea și propriul colțișor, propriile preocupări, propriile loisirs, cum zic francezii, sau propriile hobby-uri, pasiuni, pe care o să le puteți face fără frica că, nu știu, persoana asta face nu știu ce și nu știu ce. Oricum, de principiu aici veți dori să cam fiți împreună, să locuiți împreună, nu unul la distanță, unul pe alt continent sau ceva. Veți face în așa fel încât casa asta să o aduceți cât mai aproape la nivel fizic. Să aveți această împlinire și stabilitate că totul decurge cum trebuie și că nu trebuie să stați cu ochii pe celălalt. Da, oricum, din căsătoria asta vor ieși și ceva bani, ceva bunăstare. Deci unul dintre voi oricum are o situație mai bună decât celălalt sau ambii aveți o situație relativ bună și aduse împreună veți avea ceva și mai bun ambii sau puteți construi și un proiect comun din care iarăși să mai iasă niște bani frumoși. Deci se vede aici o legătură bună. Acum, persoana asta e echilibrată. Cum ziceam, poate să aibă niște chestii de genul un pic de egocentrie sau, dar nu răuvoitor totuși, ci pur și simplu persoana asta nu se pune pe plan secund. Știe ce merită, cât merită și e acolo unde trebuie. Și așa trebuie să fiți și dumneavoastră ca să rezonați cu energiile cât mai bine. Da, adică nu, persoana cu care vă veți căsători nu o să fie vreuna care să fie, nu știu, complexată, lipsită de încredere, dacă a fost cândva, va fi trecut peste toate chestiile astea sau ușor, ușor după ce vă întâlniți și veți fi împreună, își reglează toate aspectele astea. Bun, haideți să vedem la etalarea numărul 3, cine e persoana cu care vă veți căsători? Aș fi putut să că mi-au venit acum niște imagini și idei în cap, puteam să zic eventual și niște culori, nume de persoane, aspect, dar în fine, lăsăm pentru o etalare viitoare. Și sper să revin cât de repede cu ea. Bun, aici avem iarăși zodiile de pământ, plus lumea în care se întreved mai multe zodii și de aer și leu. În fine, în lume putem vedea de fapt cam toate zodiile. Bun. În acest caz, cărțile zic să nu vă faceți probleme, chiar dacă durează un pic mai mult lucrurile, probabil este vorba de cineva din străinătate sau cu altă cultură, de altă limbă, altă creștere, altă civilizație, altă religie, altă etnie, diaspora, etc. Este ceva aici care are legătură cu exteriorul, cu străinătatea, cu
persoane din afara granițelor, barierelor, standardelor noastre obișnuite, deci persoana asta cu care vă veți căsători nu se încadrează în tiparul dumneavoastră de bărbat sau de femeie. Dacă aveți un anumit tipar, să fie brunet cu ochi albaștri și solid, poate o să fie, nu știu, blond și mai slăbuț sau, din contră, cu mai multe kilograme, etc. Dar va avea ceva atât de atractiv, și nu numai fizic, și la nivel de personalitate, încât veți dori să fiți cu persoana asta și veți fi cu ea. Deci, persoana cu care vă veți căsători nu va fi chiar tiparul vostru obișnuit. Însă veți avea anumite chestii care vi se vor părea familiare, cel puțin la nivel de psihic, de conexiune mentală. În zona asta vor fi niște lucruri pe care le veți regăsi așa cu bucurie, pentru că parcă o să găsiți părți din dumneavoastră într-o persoană și într-o persoană mai ales care e foarte diferită, dar totuși niște elemente comune și să fie, oh, wow, uite, interesant. Da, deci e o persoană interesantă. E o persoană care lucrurile nu vor evolua foarte ușor din cauza distanței, din cauza poate a problemelor. Unii dintre voi s-ar putea să nu știți limba respectivă și poate persoana să nu prea știe engleză sau voi să nu știți engleză, etc. Deci să fie și niște probleme de genul ăsta. E o anumită lentoare care se vede aici, dar nu trebuie să vă îngrijorați, asta nu înseamnă neapărat că se va întâmpla nu știu când, ci pur și simplu că, nu știu, și 3 luni, să zicem, dacă sunt până vă veți căsători, dar o să vi se pare că trece ca o viață întreagă, pentru că veți dori să fiți foarte aproape cât mai curând de această persoană, ceea ce e frumos. Dar cumva aici este și ideea de spațiu fizic între noi, pentru a ne dori mai mult la nivel psihic, intim, emoțional, etc. Și vor exista toate acestea. Aici e cumva ceva de genul. Sunt multe persoane aici trecute de 30, 30 ceva de ani, care ori n-au fost căsătorite până acum, ori au fost și au divorțat. Și ceva de genul, am așteptat pentru tipul ăsta de relație parcă o viață sau, uite, zeci de ani până să apară cineva și, uite, acum apare și persoana asta e minunată, dar e distanța asta, ce să mă fac, nu știu ce. Și o să pară un pic greu sau ceva, sau că, nu știu, se mișcă lucrurile greu, dar și împlinirea care va fi pe urmă va fi imensă. Da? Adică va fi foarte, foarte frumos. Și aici există și posibilitatea, da, până la urmă să ajungeți și să vedeți foarte multe colțuri din lumea asta, să călătoriți împreună, să vedeți lumea sau cel puțin lumea, universul acestei persoane, care e fascinant pentru că e diferit de al vostru, dar în același timp are elemente familiare și care vă atrag, spre care cumva poate ați țintit și năzuit toată viața. Da, frumos aici, foarte interesant. Da, o să revin cu un alt tip de etalare, acolo unde, să zic, mai mult de profesie, aspect fizic, deci să facem ceva specific legat de persoana cu care vă veți căsători, cu care veți fi, cam cum sunt ochii, inițiale, etc. Acum ne-am axat mai mult pe lucruri, cum să le zic, nu, că nu sunt generale neapărat, mai degrabă legate de personalitate, de anumite elemente de genul ăsta, e aproape, e la distanță, e străinie, românie, etc. Dar o să vedem și cu alte insight-uri, să le spunem, deci cu alte elemente de care să ne legăm în etalările viitoare. Mă bucur că ne-am reauzit, ne-am revăzut, la revedere!